Dragi jurnaliști, stimați cetățeni, bună ziua! Vă mulțumim că ați acceptat să participați la acest briefing de presă. Tema ieșirii noastre de astăzi ține de accesul oamenilor din Moldova la farmacii și la medicamente și despre tentativele eșuate ale autorităților de a-i asigura cu medicamente compensate. În ultima vreme, subiectul farmaciilor, prețurilor la medicamente, accesului oamenilor la tratamente la domiciliu pentru COVID, mai ales a celor aflați în autoizolare, este intens discutat în societate. Oamenii continuă să fie indignați și dezamăgiți, pe bună dreptate, de promisiunile deșarte ale autorităților. După 8 luni, după ce am solicitat intens de la tribuna Parlamentului ca guvernul să compenseze tratamentele pentru maladia COVID pentru pacienții care se află la domiciliu, în sfârșit, în luna decembrie, guvernul a declarat frumos că a fost lărgită lista de medicamente compensate și că, începând din decembrie, toți pacienții tratați la domiciliu vor avea acces gratuit la tratamente. Între timp, am auzit mărturiile premierului interimar care s-a arătat indignat de costul exorbitant pe care îl plătesc pacienții la domiciliu și am obținut o confirmare directă a faptului că mecanismul promis de guvern nu lucrează. Noi am așteptat aproape 2 luni ca guvernul sau reprezentanții ministerului să iasă și să le explice clar oamenilor care sunt bolnavi de COVID cum trebuie să procedeze dacă sunt în autoizolare, ca să ajungă la medicul de familie, să obțină rețeta compensată, să ajungă la farmacie ca să-și ridice medicamentul. Nu am găsit asemenea explicații, nici mai mult decât atât, nici ce trebuie să facă oamenii din localitățile rurale care nu au farmacii, nu este clar până în prezent. În schimb însă, am văzut că lucrurile deraiază de la rău spre mai rău și că oamenii din spitalele raionale deja plătesc sume enorme pentru tratamentele pentru COVID. Săptămâna trecută, însă, reprezentanții guvernului, care nu și-au bătut capul să le explice oamenilor să asigure că au acces la medicamente compensate, au venit în Parlament cu o altă idee, care aparent este bună și ea, cu privire la compensarea dispozitivelor medicale. Până aici, nimic deosebit. Dimpotrivă, țin să remarc că apreciez faptul că, în sfârșit, reprezentanții guvernului au ridicat din rafturile prăfuite acțiunile pe care le-am inițiat noi și eu personal în perioada când am fost ministru al sănătății. Anume, în anul 2016 a existat un plan desfășurat de acțiuni cu privire la rezolvarea accesului oamenilor la medicamente. Anume, atunci guvernul a pus sarcina Ministerului Sănătății să elaboreze cadrul legal pentru farmacii ambulante, să elaboreze cadrul legal pentru livrarea medicamentelor și dispozitivelor medicale prin poștă sau prin servicii de curierat oamenilor care nu au farmacii. Anume, atunci guvernul a propus și a început dublarea listei de medicamente compensate, dublarea bugetelor și a trasat necesitatea includerii și dispozitivelor compensate. Până aici totul este bine, doar că vreau să remarc câteva lucruri care au fost cel puțin stranii în această perioadă. Mă bucur că guvernul a aplicat aceeași logică pe care noi, în calitate de deputați și autori, am aplicat-o recent la legea cu privire formarea prețurilor la medicamente. Anume, noi am fost acei care am propus ca prețurile la medicamente compensate să fie plafonate. Și guvernul a preluat această idee bună și eficientă de a economisi banii publici și a transpus-o în proiectul cu dispozitive medicale. Spre regret însă, unii deputați, cu referire la plafonarea prețurilor la medicamente compensate, au spus că nu este o idee bună. Și îl citez pe deputatul Perciun, care de la această tribună a Parlamentului a spus: plafonarea prețurilor la medicamente este aparent o idee bună, dar în realitate va duce la dispariția lor. Mai mult decât atât, acest deputat și colegii săi au contestat această prevedere la Curtea Constituțională. Iar săptămâna trecută, surpriză, acești deputați au votat pentru plafonarea prețurilor la dispozitivele medicale compensate. Mă bucur
că măcar în ceasul al 12-lea, oamenii au renunțat la populisme și au început să gândească ca oameni de stat. Sper că de această dată nu se va găsi niciun ales al poporului care să intre din nou în disonanță cognitivă și nu va contesta această prevedere la curte. Dar vreau să revenim la tema principală a acestui briefing de presă. Declarațiile frumoase de la televizor cu privire la extinderea listei de medicamente compensate, cu privire la includerea dispozitivelor medicale în cele compensate, rămân promisiuni deșarte. Vreau să vedeți, dragi cetățeni, de ce considerăm noi că declarațiile autorităților reprezintă un episod nou din teatrul de aruncare a pisicii moarte în curtea pacienților. Vreau să vă prezint rezultatele unui mic studiu, unei analize pe care am făcut-o noi, deputații din Platforma pentru Moldova, reieșind din datele deschise, dar și ca rezultat al unor interpelări făcute în adresa Guvernului. În ultimii 5 ani, din 2015 până în 2020, numărul de instituții farmaceutice, agenți economici, care au contract cu Compania Națională de Asigurări în Medicină pentru eliberarea de medicamente compensate, a scăzut constant, cu excepția anilor 2016-2017, când a existat o ușoară creștere. Respectiv, în anul 2020, doar 224 de agenți economici au încheiat contract cu compania de asigurări și și-au asumat responsabilitatea pe hârtie de a furniza oamenilor medicamente compensate. O analiză mai profundă a celor 224 de contracte denotă existența a 1217 filiale pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Dezolant însă este faptul că 42% din aceste farmacii sunt amplasate în doar două municipii, municipiul Chișinău și municipiul Bălți, pe când 58% din farmacii sunt distribuite în centrele raionale și vin să deservească ipotetic 1.800.000 de oameni. Spun ipotetic, pentru că am analizat și mai profund situația. Am luat localitate cu localitate, raion cu raion și am numărat câte sate, comune, localități nu au farmacii și câți oameni își au reședința de facto acolo. Stimați cetățeni, 1.149.000 de cetățeni ai Republicii Moldova locuiesc și în preajmă nu au acces la farmacie. Mai mult decât atât, numărul de beneficiari în ultimii 5 ani nu a crescut proporțional cu creșterea banilor alocați pentru medicamente compensate. În colonițele de culoare oranj puteți observa că bugetul pentru medicamente compensate în 5 ani a crescut cu 214%. De două ori a crescut bugetul, în timp ce numărul de beneficiari de medicamente compensate și numărul de rețete a crescut cu doar 30%. Aceasta este dovada că toate măsurile întreprinse până acum pur și simplu nu funcționează și simt anumite schimbări spre bine doar locuitorii din municipiul Chișinău și municipiul Bălți. Această reprezentare pe cartă este rezultatul muncii despre care vă spuneam și am calculat fiecare om în fiecare sat din raioanele țării care în localitățile lor nu au farmacie. În total, 1.149.000 de moldoveni, din cifra totală de 2.640.000 de oameni pe care Biroul Național Statistic îi declară ca oameni cu reședință permanentă în Republica Moldova, nu au acces la o farmacie. Orice extindere a listei de medicamente sau dispozitive compensate va fi ineficientă atât timp cât 43% din cetățeni nu au farmacie. De aceea, noi suntem oamenii care nu doar criticăm, dar venim cu soluții constructive. Platforma Parlamentară pentru Moldova a înregistrat un șir de amendamente la proiectul Guvernului cu privire la dispozitivele medicale, prin care vrem să asigurăm la modul practic accesul fizic și economic al oamenilor Moldovei, atât la medicamente și dispozitive, cât și parafarmaceutice compensate. Așadar, astăzi am semnat și am înregistrat
legiferarea livrărilor la domiciliu de medicamente și produse farmaceutice. Pandemia a scos la iveală grava problemă cu care se confruntă oamenii aflați în autoizolare. Mai mult decât atât, am observat pe străzile și pe șoselele Republicii Moldova că rețelele de farmacii deja prestează acest serviciu, care rămâne a fi clandestin până la schimbarea legii. Respectiv, vrem prin această schimbare să le garantăm oamenilor care comandă medicamente de la farmacii și li se livrează la domiciliu că acele farmacii și acele mașini mobile le respectă cerințele de calitate. Tot astăzi am înregistrat inițiativa prin care vrem ca oamenii care locuiesc în localitățile unde nu există farmacii sau filiale care au contract cu CNAM-ul pentru eliberare de medicamente compensate, sau în cazul oamenilor imobilizați la pat sau cu dizabilități care le limitează deplasarea, dar și în cazul oamenilor care se află în autoizolare la domiciliu, guvernul să fie obligat să identifice toate căile posibile de livrare la domiciliu a medicamentelor și dispozitivelor și să achite integral acest cost pentru fiecare pacient. Propunem spre atenția întregului plen al Parlamentului dezbateri largi pe acest subiect. Considerăm că cetățenii Republicii Moldova trebuie să fie informați corect. Oamenii nu trebuie manipulați și dezinformați, livrându-se porții de știri frumoase, precum că au fost dublate, triplate listele de medicamente compensate, sau că vor apărea minuni odată cu votarea legii cu privire la dispozitivele medicale compensate. Repet, toate acestea sunt idei bune și vor funcționa doar dacă acest plen, atât timp cât mai are de funcționat, va găsi și soluții practice cum oamenii să beneficieze de ele. Pe această cale vreau să îndemn toate fracțiunile parlamentare să-și încheie joaca de populismul, să iasă din disonanțele cognitive, să fie consecvenți și să accepte și să voteze soluțiile propuse de Platforma Parlamentară pentru Moldova. Anume, în asemenea manieră, toate ideile bune, completate cu mecanisme care vor ajuta oamenii, pot întinde o mână de ajutor. Informăm și cetățenii că există soluții, noi le-am identificat, le-am înregistrat și acum depinde de buna voință și de buna intenție a deputaților acestui plen dacă aleg să meargă în continuare pe populisme sau să susțină ideile care vin să ajute oamenii. Vă mulțumesc și vă doresc o zi bună!